Bună, dragilor, și bine v-am regăsit! Mă bucur să fiu din nou astăzi aici cu voi. M-am hotărât ca astăzi să discutăm despre cum ne putem curăța corpul energetic, da? Câmpurile energetice, cum pot fi ele curățate și purificate. Trebuie să înțelegem de la bun început că, așa cum repet de foarte multe ori, nu suntem doar acest corp fizic. Suntem mai mult de atât, suntem energie pură, fie că vorbim despre aura noastră, fie că vorbim despre câmpurile energetice sau corpurile energetice. Toate acestea trebuie să fie într-un echilibru complet cu universul și complet curățate. Imaginați-vă că aveți în jurul vostru o sferă. Acelea sunt câmpurile voastre energetice. Această sferă merge după voi, voi fiind în ea, oriunde aveți de gând să umblați. Asta înseamnă că așa cum ne pătăm o haină, dacă ne apropiem de un ketchup sau, nu știu, de un copac murdar, așa ne vom păta și câmpurile energetice. Odată ce câmpurile energetice sunt pătate, prin preluarea energiilor negative de la persoanele în care vă întâlniți, de la locurile unde vă duceți, de la gânduri pur și simplu sau de la tot felul de programe info-energetice transmise la nivel subtil, la nivel global, cum ar fi această frică de care am tot vorbit, atunci încep să apară dezechilibre și în corpul fizic. Este foarte important ca tot ceea ce înseamnă corp energetic, câmp energetic, să fie curățat la un anumit interval de timp pentru a nu ajunge să dezvoltăm tot felul de blocaje. Sunt momente în care ne simțim foarte încărcați, momente în care încărcarea energetică din jurul nostru este extrem, extrem de puternică și de timp simțim o apăsare, simțim că ceva parcă nu este cum trebuie, dar nu știm exact pe ce să punem mâna pentru că fizic, de fapt, nu avem nicio problemă. Aceste câmpuri energetice nu le putem ține permanent, constant, curate, deoarece interacționând, având o viață socială, mergând în diferite locuri, ele se vor mai păta din când în când. Important este cum curățăm aceste corpuri energetice și astăzi m-am hotărât să vă dau câteva soluții extrem de simple pentru acest lucru. În primul rând, vom folosi imaginația. Vreau să încercați să vizualizați fiecare dintre voi acest corp energetic, acest câmp energetic, pardon. Închideți ochii, stați efectiv cu mâinile întinse și imaginați-vă că din centrul vostru al pieptului se acumulează o energie neagră care vă iese prin palme și veți forma în brațele voastre o sferă de energie. Această sferă de energie trebuie să conțină toate dezechilibrele câmpurilor voastre energetice, toate greutățile, toate entitățile negative. Efectiv, vă setați mental că prin mâinile voastre va ieși tot ceea ce este negativ din voi și din câmpurile voastre energetice. Cu ochii minții vizualizați o sferă de lumină, o sferă neagră, pardon, pe care, după ce o simțiți, simțiți greutatea în palme, efectiv o aruncați în sus și spuneți că o trimiteți în univers pentru reciclare. După ce ați făcut acest exercițiu, veți închide din nou ochii, stați cu palmele întinse și vă imaginați cum o lumină intensă care vine de undeva de sus începe să se formeze ca o sferă în palmele voastre. O sferă albă de lumină purificatoare pe care o veți lua, o veți pune cu mâinile în piept și veți simți cum aceasta începe să se extindă în toate structurile voastre fizice și energetice. Acea lumină vreau să o propagați în tot corpul, mâini, picioare, gât, cap, în tot corpul și apoi să o scoateți și în afară să vă cureți toate corpurile energetice. Este un exercițiu foarte simplu pe care îl puteți face săptămânal din punctul meu de vedere sau atunci când vă simțiți foarte încărcați, însă contează foarte mult să credeți în ce faceți. Intenția pe care o puneți trebuie să fie una foarte clară. O altă modalitate, iarăși foarte simplă, de curățare a corpurilor energetice este să vă curățați fiecare chakra în parte, da?
ne putem curăța acest câmp energetic, pentru că în câmpul energetic include și aceste chakre, iar pentru acest lucru am să vreau să alegeți orice meditație de curățare a chakrelor găsiți pe YouTube, absolut oricare este bună. Dacă nu vă place să faceți meditații ghidate, luați voi o listă cu fiecare chakra în parte, să știți unde este localizată, ce culoare este și imaginați-vă că fiecare chakra în parte este curățată de lumina universală până când rămâne total curată. O altă variantă este aceea de a folosi lemn de palo santo. Lemnul de palo santo este un lemn extrem de benefic, mai ales când vorbim despre curățări. Este un lemn care, prin arderea lui, aduce în jurul nostru tot felul de entități de lumină care ne ajută să ne curățăm câmpurile energetice. Ce aveți de făcut este doar să aprindeți un astfel de lemn de palo santo, efectiv îl aprindeți. După ce l-ați aprins, el începe să scoată acest fum. Cu acest fum vreau să vă dați în jurul capului de 3 ori, la picioare de 3 ori și apoi pe corp cât puteți, în față, spate, cât de mult puteți. Ei bine, făcând acest lucru, fără dar și poate, corpurile voastre energetice sunt echilibrate și curățate și veți avea un câmp energetic mult mai bun. Gândiți-vă că voi, dacă veniți cu o încărcătură pe câmpul vostru energetic și intrați în casă, aduceți acea încărcătură și energia casei. Asta fac o paralelă pentru că la un moment dat am văzut cum să curățăm casa de energie negativă și lemnul de palo santo era unul dintre soluții. Altă variantă este aceea de a folosi salvia. Salvia aceasta o puteți găsi și sub această formă de mănunchi, dar puteți găsi și salvie sub formă de ceai, pe care o puteți pune pe cărbune aceea de tămâie pe care se arde. Pentru a folosi salvia, faceți fix același ritual ca și lemnul de palo santo. Efectiv, aprindeți, iar fumul care va rezulta din aprinderea acestui salvii începe să vă dați în jurul vostru. Încercați cumva să vă imaginați că atunci când dați cu salvia sau cu lemnul de palo santo, toată energia voastră devine albă, transparentă, luminoasă, da? Și tot ceea ce este negativ se duce. De fiecare dată când faceți acest lucru, spuneți așa: invoc toate entitățile de lumină, toți îngerii, toți arhanghelii, toți ghizii mei spirituali să mă ajute acum și aici să-mi curăț câmpurile energetice de orice nu este benefic mie, atât cât îmi este îngăduit. După ce ați terminat acest proces, veți spune de 3 ori: s-a împlinit, s-a împlinit, s-a împlinit. O altă variantă de curățare este una la fel de simplă și anume ne vom folosi respirația. Veți închide ochii, veți sta relaxați într-o poziție cât mai comodă și veți începe să inspirați pe nas și veți expira pe gură. Atunci când expirați pe gură, vreau să mă imaginați că eliminați un fum negru, care nu înseamnă altceva decât toate blocajele pe care le aveți, toate petele de pe câmpurile voastre energetice. Foarte puternic, da? Când inspirați, inspirați lumină. Dați-vă voie să simțiți acea lumină care intră, da, prin nasul vostru și începe să vă curețe tot corpul. Faceți acest lucru, inspirați pe nas și expirați pe gură conștient, până când veți vedea cu ochiul minții cum câmpurile voastre sunt complet curate. Astea sunt doar câteva dintre tehnicile pe care le putem folosi. Am vrut să aleg ceva destul de simplu, nu vă ia deloc mult timp și sunt extrem de eficiente. Mai ales în momentul de față, când suntem atacați energetic din toate părțile posibile, nu mai vorbim doar despre manipularea media și tot ce se întâmplă în jurul nostru. Sunt absolut convins că alegând calea spirituală și alegând să vedem dincolo de aparențe, vom ajunge să răzbim în orice situație. Eu sper că v-a fost de folos și acest video. Dacă v-a plăcut, am să vă rog să dați un share acestui video și un subscribe canalului meu de YouTube pentru a fi la curent cu tot ceea ce postez nou. Până data viitoare, vă doresc o zi cât mai frumoasă. La revedere!